Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Rețeta Sănătății. Astăzi dezbatem subiectul care ne ține carantinați și care ne ghidează viața, printre altele, către distanțare socială, limitarea accesului la programe de culturalizare, dar și cursuri sau școli mutate în fața calculatorului. COVID a destabilizat tot ce a întâlnit în cale. Însă astăzi am ajuns în punctul în care aflăm că vaccinul salvator a ieșit pe piață. Acesta este primul subiect pe care îl voi dezbate în minutele următoare împreună cu Dr. Mit Bogdan Ivănescu. Așadar, Dr. Mit, sănătos? Tun? Da, m-am recuperat după cele două săptămâni de izolare obligatorie prin lege. Am fost pozitiv la COVID-19, la infecția cu SARS-CoV-2. Dar am trecut ca marea majoritate, mai mult de 50% dintre cei care se infectează cu acest virus, trec asimptomatici sau foarte slab simptomatici. Deci am fost și eu în același segment și din perspectiva vârstei, greutății corporale, lipsei de comorbidități, m-am calificat. Acum o lună, noi când ne-am auzit, discutam despre faptul că urmează să iasă pe piață un vaccin. Și mi-ai promis, și mă bucur și îți mulțumesc că ai respectat promisiunea, mi-ai promis că atunci când o să avem vești noi, o să revenim să le discutăm. Nu mă așteptam ca între timp să-l întâlnești și tu pe COVID și să petreci două săptămâni cu el. E bine că nu te-a dus prin forme mai neplăcute. E bine că ai trecut peste. Acum însă, pentru că ești proaspăt și refăcut, vreau să știu și să-mi spui tot ce știi tu despre vaccin, pentru că și telespectatorii Dobrogea TV ne urmăresc tocmai pentru că vor să afle lucrurile pe care poate din presă nu le-au citit încă. Ai tu stilul tău să ni le spui. Mulțumesc pentru apreciere. Ideea este că nu numai că a apărut un vaccin, au apărut două vaccinuri. Au fost înaintate dosarele pentru aprobarea în regim de urgență a două vaccinuri. Iar unul dintre ele de ieri a fost, dosarul a fost și aprobat și Marea Britanie este prima țară din lume care aprobă utilizarea în masă, pe scară largă, a unui vaccin anti-COVID-19. Oprește-te un picuț. Așa o să-ți fac toată emisiunea de astăzi, să știi. O să te opresc. E un subiect interesant. Pentru că am întrebări, exact, da. De ce Marea Britanie a aprobat, iar celelalte țări sunt un pending cumva? Marea Britanie nu a urmat întocmai și pe deplin protocolul de aprobare al Uniunii Europene, având în vedere că are mai puțin de 30 de zile până când părăsește Uniunea, deci riscul la care s-a expus este unul minimal. Și atunci au trecut printr-o procedură de aprobare extrem de rapidă. Există procedură de aprobare rapidă și la nivelul EMA, Agenția Medicamentului a Uniunii Europene, care în continuare este în proces de aprobare a acestor vaccinuri. Pe de altă parte, englezii s-au mișcat mai repede. Eu bănuiesc că este o legat de o acțiune propagandistică a lui Boris Johnson de a da bine în contextul Brexitului. Și anume, uite ce facem noi în Marea Britanie și că ne permitem, pentru că nu mai suntem parte a Uniunii Europene, să facem lucrurile în felul nostru. Deci tu crezi că aici vorbim despre o componentă politică? Mai mult ca sigur. Pentru că, da, vaccinurile sunt testate, tipul de tehnologie pe care îl folosește vaccinul pe care l-au aprobat, dacă este în regulă, putem să-i dăm și numele ca să știe lumea despre cine este vorba. Este vorba despre vaccinul produs de către Pfizer. Ei au făcut acest demers foarte rapid, în ciuda faptului că există câteva norme obligatorii prin care orice vaccin trebuie să treacă pentru a dovedi că este într-adevăr sigur. Cred că, de fapt, e ca și când ar intra într-un studiu de fază 4, studiu clinic de fază 4. Tocmai pentru că noi când am discutat acum poate mai mult de o lună jumătate, îmi spuneai despre etapele prin care trebuie să treacă un vaccin până să ajungă în faza în care să fie administrată populației. Același subiect l-am discutat și cu un medic infecționist aici la Constanța, care îmi spunea la fel că nu poți scoate pe piață imediat un vaccin și că trebuie să treacă prin niște etape, prin niște verificări. Și mă gândeam dacă nu cumva lucrurile s-au mișcat mai repede. Mișcându-se mai repede înseamnă că s-a sărit peste niște pași sau tehnologia sau, mă rog, alte elemente au avansat atât de mult încât permit ca vaccinul să iasă în siguranță și să fie administrat cetățenilor.
Putem spune că, datorită faptului că acest vaccin este un vaccin care se bazează pe ARN mesager, el este cu siguranță, prezintă mai puține reacții adverse decât un vaccin clasic, cel în care luăm o proteină, o purificăm și, sau un virus viu atenuat și injectăm, așa cum știm că se întâmplă cu marea majoritate a vaccinurilor de până acum. Deci ne așteptăm să avem reacții adverse mult mai reduse. Pe de altă parte, există o șansă, poate de 1 la 1 milion, ca acest vaccin să producă nu știu ce afecțiune. Nu au existat 1 milion de voluntari pe teste. Da, 1 milion de administrări. Și atunci ar trebui să tratăm acest vaccin ca fiind, aflându-se într-un studiu clinic de fază 4. Adică cel în care este aprobat, este pus la dispoziția publicului și este monitorizat pentru a se vedea ce reacții adverse se vor semnala în viitor. Severe, mai ales, despre acestea vorbim. Faptul că ei l-au aprobat atât de repede, se pare că s-au bazat exclusiv pe modelul matematic pe care îl poți aplica în cazul evaluării unui vaccin, și anume matematica spune că, sau statistica extinsă ar spune că este sigur. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu am în realitate mari emoții eu personal în ceea ce cunosc despre acest vaccin, dar mai ales despre vaccinarea personalizată. El face parte dintr-o familie de vaccinuri la care lucrăm de 10-15 ani. Deci nu este un produs nou. Și atunci este destul de sigur. Iar asta ne aduce către clasificarea vaccinurilor, pentru că aș vrea lumea să înțeleagă cu ce se mănâncă aceste vaccinuri. De ce au apărut așa de repede? Cum de ne-am permis ca mai puțin de un an de zile să lansăm pe piață niște vaccinuri când înainte dura 10 ani să se întâmple aceasta? E bine, cel puțin 10 ani în realitate și în cazul lui Pfizer. Avem o istorie de aproape 15 ani de lucru pe vaccin personalizat. Și înainte de a povesti despre acesta, vreau să explic publicului să înțeleagă că sunt două categorii de vaccinuri la această oră. Înainte era prima categorie, vaccinul clasic, cel în care luam virusul, îl evaluam, îl identificam, îl creșteam pe culturi, îl fragmentam, luam proteinele care aveau componenta antigenică. Antigenică înseamnă că e componenta care provoacă în interiorul corpului uman un răspuns imun care duce la memorie și la imunitate. Dar avea îndepărtată componenta patogenică, patogenic care se leagă de boală. Deci acea particulă ne dădea imunitate, ne dădea un răspuns imun, dar nu putea să ne îmbolnăvească, nu crea boală. Asta e varianta clasică de vaccin. Și acum avem vaccinurile acestea moderne, care, spre deosebire de vaccinul clasic, care presupune că introduci tu în organism proteina și celulele o recunosc, dacă vorbim de o proteină sau de un virus viu atenuat, depinde, agentul patogen, îl introducem prin vaccin în organism, acestea noi fac ceva absolut fabulos. Ele determină organismul uman să producă el însuși proteinele virale care au componenta antigenică. Este absolut fenomenal. Deci noi în acest moment putem programa, între ghilimele, nu e chiar o programare, dar să zicem că e o programare, putem programa corpul uman să-și genereze singur lanțul infecției virale, dar doar pe componenta care duce la imunitate. Deci este absolut fabulos. Și cum se întâmplă aceasta? Pentru că, de fapt, nu mai băgăm proteina virală, nu mai stăm să purificăm, nu mai stăm să o izolăm. Ceea ce facem, o livrăm pe două căi. Deci vaccinurile moderne au și ele două brațe. ARN mesager, în care luăm acest lanț de acid ribonucleic, care e o bucată mai mică din acidul dezoxiribonucleic, îl luăm, îl tăiem la nivelul la care putem izola informația care duce la codificarea și producția în celula umană, în ribozom, a proteinei virale care ne interesează, pe care înainte o introduceam cu vaccinul în organism, acum doar o programăm. Aruncăm acest ARN mesager în sânge și celulele îl găsesc, îl absorb, îl introduc în nucleu și în ribozom și încep să producă proteina spike, aceea care dă spike, înseamnă țepușă, care dă acea imagine de coroană a coronavirusului și care este componenta cea mai importantă care duce la un răspuns imun. Astfel încât celulele sistemului uman o recunosc și încep să producă anticorpi sau să ucidă direct celulele infectate cu asemenea virus. Iar a doua componentă a vaccinurilor moderne nu folosește ARN mesager,
face ceva, poate o idee mai complicat, nu știu dacă e neapărat mai complicat, dar poate suna mai complicat, se ia un virus de răceală, un adenovirus, de maimuțe, cum este în cazul vaccinului Oxford, sau de oameni, cum este în cazul vaccinului Sputnik al rușilor, se ia acest virus, îi se taie posibilitatea de a se multiplica, dar îi se lasă posibilitatea de a infecta. Înăuntru lui, parte din informația genetică a lui este înlocuită cu lanțul de proteine, cu gena, hai să-i spunem altfel, cu gena care în corpul uman ar duce la construirea proteinei S-spike. Este injectat acest virus care înăuntru are gena cu pricina, e injectat în corpul uman și infectează celule. Aceste celule odată infectate iau informația din mijlocul virionului și încep, introduc gena în nucleu și încep să producă și ele proteina S-spike. Mamă, la ce proces complex se întâmplă, iată că poate și de aceea în cazul unora dintre pacienți ar putea să apară acele efecte care spuneai tu că nu sunt secundare, care nu sunt atât de multe și de puternice ca în cazul altor administrări. Mă gândeam acum la faptul că în momentul în care vorbim despre vaccinare, e clar că împărțim lumea în două tabere sau poate chiar trei, pro-vaccinare, anti-vaccinare, și un segment, cred că mai mic, cel de-al treilea, nu știu, sigur, habar n-am, nu mă vaccinez, dar și dacă mă vaccinez, ce ar fi? Da, cam astea sunt categoriile. Despre vaccinare, cel puțin aici în România, știm cu toții și știi și tu foarte bine că taberele au fost dintre cele mai bogate în mame de cel mai frecvent care s-au opus vaccinării. Nici momentul în care a apărut vaccinarea HPV nu a avut mare succes România cu acest proiect. Ce se va întâmpla acum? Având în vedere că pe de o parte sunt oameni care știu că acest COVID este nemilos, pe de altă parte mai sunt și oameni care refuză categoric să ia pastile când sunt răciți pe premiza, oricum 7 zile durează și apoi o să-mi treacă. Și tot așa, ar fi multe categorii de persoane pe care ar trebui să le enumăr. Ce crezi tu că se va întâmpla în acest context? Cu atât mai mult cu cât, iată, încă în România vaccinul nu e pe drum pentru țara noastră. Din păcate, totul este legat de gradul de educație. Și anume, în statele care au indicele educaționale sus, cum ar fi Scandinavia, vaccinarea este larg îmbrățișată de către populație. Și reversul în cazul statelor mai bananiere. Asta înseamnă că ai o pondere de populație antivaccinare mai mare pe în egal sau în directă proporționalitate cu gradul de educație al populației și cu cât din PIB aloci. Că văd că și acum noi ne-am promis 6% din PIB investit încă din 2011 și în continuare așteptăm să investim. În momentul în care am avea acești 6% investit, cu siguranță corul de mămici antivacciniste ar fi mult mai slab reprezentat. Le-aș întreba pe acestea, mai ales cele care au fete, dacă și-ar dori ca fetele lor să fie la maxim deferite de cancerul de coluterin, cancerul cervical. Și cu siguranță răspunsul ar fi da, pentru că nimeni nu dorește o asemenea afecțiune neoplazică să se întâmple cuiva drag. Și atunci următoarea întrebare ar fi, de ce nu le-ați vaccinat anti-HPV? Pentru că în Suedia, de exemplu, cancerul de coluterin, anul trecut, 2019, nu că a fost declarat eradicat, dar este extrem de rar, nu mai este o amenințare reală la adresa societății. Deci cancerul de coluterin se apropie ca număr de cazuri întinde către zero în Suedia, pentru că Suedia a fost una dintre primele țări care a îmbrățișat vaccinarea anti-HPV. Human Papilloma Virus. Dar mai avem până acolo. România nu a avut un succes în acest sens pentru că și comunicarea organelor abilitate, ca să nu zic direct a Ministerului, a avut elemente de îmbunătățit. Bun, acum te-aș întreba ce ar trebui să nu-i lipsească campaniei de vaccinare în țara noastră, astfel încât să aibă impactul dorit, pentru că în mod sigur se fac și niște previziuni în acest sens. Andreea, eu cred că ceea ce faci tu și alți colegi de-ai noștri din sfera informațională și educațională este cam către maximumul a ceea ce se poate face
uitându-mă la istoricul din urmă, la istoricul acțiunilor de informare a populației. Deci de aceea faptul că noi vorbim acum și că ai și alți invitați competenți pe aceste subiecte este absolut excepțional și ajută la educarea populației. Da, statul ar trebui să pună banere pe stradă, ar trebui să înceapă o campanie în școli, pentru că cei mici, ok, nu fac forme grave, poate cine știe duc acasă la bunici vreo particulă virală suficientă cât să se îmbolnăvească pe aceștia. Iar segmentul de grupă care este cel mai afectat este cel 65-70 plus, care adesea în România este și supraponderal, ca să nu zic de-a dreptul obez, care cu siguranță n-are obiceiuri alimentare și de viață foarte sănătoase în media sa, pentru că știm care este statistica la nivel național, statistica Ministerului Sănătății, deci prezintă comorbidități. Asta este rețeta de succes dacă vrei să ai un pacient intubat și la terapie intensivă. Avem multe lucruri și locuri în care avem de educat. Hai să continuăm cu propovăduirea informației medicale reale și de calitate și așa poate reușim să salvăm populația noastră. În România, oricum, vaccinul probabil că va ajunge un pic mai încolo față de alte țări mai vestice. Pe de altă parte, pentru marea majoritatea populației, înțeleg că există posibilitatea de a vaccina, posibilitatea de a vaccina personalul medical în primul trimestru. Ar fi absolut fenomenal dacă s-ar întâmpla aceasta. Ne întoarcem un pic la COVID, pentru că subiectul vaccinare de aici a plecat. Foarte pe scurt, aș vrea să-mi povestești cum a fost în cazul tău, pentru că de câte ori aud povestea unui pacient diagnosticat cu COVID, îmi dau seama că o poveste similară nu am auzit la altul. Așa că aș vrea să cunosc și pe a ta, un pic să ne dăm seama cam cum ne regăsim cu trăirile pe care le avem, având în vedere că nu ai făcut o formă gravă, iar ca tine probabil că sunt și alții sau vor fi alții. Majoritatea nu va manifesta forme grave, 50% sau peste 50% sunt fie asimptomatici, fie prezintă o formă ușoară de COVID. Să nu uităm însă că între 4 și 5% ajung să fie spitalizați și vorbim aici de spitalizare, ATI, intubare, tot tacâmul, iar 1% decedează. Cifra de 1% este foarte mare. Pe de altă parte, haideți să o... e foarte mare, punct. Haideți să o punem în perspectivă și să o comparăm și să vedem totuși că suntem destul de norocoși. Dacă ne uităm în 2002-2004 în Hong Kong și Canton, vechea denumire a provinciei chineze, când a izbucnit prima epidemie cu SARS-CoV-1, vărul, prietenul SARS-CoV-2, mortalitatea atunci din rândul celor infectați a fost de 10%. Asta este riscul la care ne expunem, la o nouă pandemie care să se ducă către mortalități mai mari. Deci de aceea noi ne bucurăm acum că ne-am expus și că am fost confruntați cu asemenea epidemie în care 50% din populație habar n-are că a fost infectată, cum a fost cazul meu, cum a fost cazul soției și a copilului, iar 50%, 45% au niște forme de gripă serioasă și 1% decedează. Ar trebui să învățăm ceva din aceste lucruri. Ar trebui să învățăm că igiena este vitală. Noi, deși în familie am respectat măsurile de igienă, totuși am reușit să ne infectăm. Și ideea este că ne-am infectat intrafamilial. Deci este suficient ca virusul să infecteze pe unul, că oricâte măsuri de igienă ai, în momentul în care ai ajuns acasă, nu poți să-l contenționezi. Cum te dai seama? Cum te dai seama că e COVID? Cumnata mea m-a rugat să facem un test rapid de antigen pentru că simțea că are febră. Și atunci am făcut testul, a ieșit pozitiv la testul rapid și am luat la rând întreaga familie, soție, copil, socri. Toți s-au dovedit a fi pozitivi, probabil și câinii, dar pe ei mi-am mai testat. După care ne-am dus seara la un drive-thru, drive-in din acesta de testare în București, de testare testare PCR. A doua zi ne-au venit rezultatele care au confirmat testele rapide
și atunci ne-am autoizolat 2 săptămâni, după care s-au repetat testele, au ieșit negative, deci exact. Și ca simptomatologie, cum v-ați manifestat? Sau cum s-a manifestat COVID la voi? Cei din segmentul de vârstă tânără au avut simptome de la inexistente la blânde, adică cel mult febră și ceva tuse. Cei mai în vârstă, socrii, au fost într-o zonă de risc, în sensul în care au avut saturație în oxigen chiar și 92%. Sub 94%, începând cu 94%, ar fi bine să te gândești să chemi o ambulanță și să îl vadă un medic undeva într-o unitate medicală pentru a decide dacă rămâne sau poate fi trimis acasă. Este un sfat, luați-vă un puls oximetru, să-l aveți acasă și verificați-l odată dimineața, odată la prânz și odată seara. Notați-vă aceste informații pentru a vedea o evoluție sau un model, un pattern, ar zice englezul, și a înțelege cum stați. Evoluția bolii este în zigzag, să zic așa, în dis de fierăstrău. Azi te simți bine, mâine te simți rău, iar bine, iar rău. Deci nu poți să spui că gata, am trecut. Ar trebui să treacă vreo 3 zile ca să stai liniștit, să zici că ai trecut de ce era mai greu. Chestia aia cu ziua 10-a este vitală, nu vreau să sperii pe nimeni. Da, nu puteți spune că ați trecut și că e totul roz până n-ați trecut de ziua 10-a. Pentru că după aceea mai aveți încă 4-5 zile până ieșiți din cele 2 săptămâni de izolare legală. Deci are o logică acest interval de 2 săptămâni în care suntem izolați. Ce este important să facă pacientul cu COVID în perioada în care este autoizolat? În afară de faptul că trebuie să stea departe de oricine și să nu primească vizita nimănui. Dacă nu are manifestări serioase, să-și continue activitatea și asta e foarte important pentru că îl păstrează psihic în regulă. În momentul în care începi să te negurezi așa la minte, nici boala nu va evolua grozav, pentru că este psihosomatică manifestarea, adică există o componentă psihosomatică în această boală care e legată de contenționarea, de izolarea acasă, de stai într-un singur loc cu aceleași persoane, că îți plac, că nu-ți plac sau că ajung să nu-ți mai placă pentru că 2 săptămâni înveți și dezvoltă tot felul de obiceiuri. Păstrarea optimismului și jocurile acestea de board games, jocurile de grup sunt ceva foarte important, adică dacă ai fost diagnosticat împreună cu mai mulți, luați-vă niște jocuri, jucați cât de des puteți, încercați să vă păstrați starea psihică corectă și 2 săptămâni veți vedea că trec mai repede decât vă gândeați. Eu aveam un plan să încep să construiesc structura unei cărți, nici titlul n-am să-l fac în astea 2 săptămâni. Deci timpul, dacă ai ce face, timpul trece foarte repede. Ce face pacientul care a avut COVID în prima zi a sa de libertate? Merge la o terasă care este deschisă să bea la o voi la București. Și să se bucure de prezența semenilor, să vadă lumea cu alți ochi. Dacă este să fie cum este la Constanța situația, cred că o plimbare pe malul mării este primul lucru pe care l-aș face. Pentru cei care stau aproape de mare, altfel te limitezi conform declarației la ceea ce se numește jurul blocului sau în jurul casei. Atunci luați-vă pisică sau câine, scoteți-i la plimbare, adoptați așa ceva, pentru că într-adevăr există și premisa, există riscul, să spunem, sau există posibilitatea unui lockdown, mă rog, nu cred că la fel de strict cum a fost cel anterior, cel din primăvară, dar s-ar putea odată cu agravarea manifestărilor respiratorii sau infecțiilor respiratorii asociate cu sezonul rece, cum este și normal și firesc de altfel, să crească și incidența infecțiilor cu coronavirus și atunci să fie niște măsuri mai dure. Luați-vă un animal, nu pești, că nu aveți ce face, că ei nu vă scot la plimbare, nu-i scoateți la plimbare, dar luați-vă ceva care să vă ocupe timpul și să vă dea caracterul acesta de noutate, astfel încât să treceți cu bine prin fie cele 2 săptămâni de izolare din COVID, fie orice altă formă de restrângere a libertății sau a mișcării pe care o s-ar putea, nu e garantat, să o întâmpinăm.
Și ce vreau să te întreb, Bogdan, vreau să fii sincer cu mine. Crezi că știi unde ai greșit astfel încât ai luat virusul? Primul rând, nu știu dacă neapărat... Te-am pus în dificultate. Tot timpul am zis în glumă că până vine vaccinul o să facem toți coronavirusul ăsta, COVID, ceea ce e în continuare foarte posibil. Pentru că eu cred că avem 20% din populație deja care a trecut prin populația României, mă refer, care a trecut prin infecția cu COVID într-o formă sau alta. Deci nu cred că e neapărat că este o greșeală, pentru că într-un fel sau altul faptul că am trecut prin aceasta și că m-am imunizat este, într-un fel, este un câștig pentru mine. Pe de altă parte, această mentalitate sau această gândire nu este valabilă în cazul celor care sunt în partea a treia vârstei, de vârsta a treia, sau cei tineri, dar care au comorbidități. Și deci, de ce te-am întrebat lucrul acesta? Pentru că în momentul în care au început să vină primele informații despre coronavirus în România, au apărut și campaniile despre cum să ne spălăm corect pe mâini, despre cum să păstrăm o igienă riguroasă. Ulterior am aflat și de primii medici infectați, în ideea în care te gândești cumva că medicii sunt cei care au și cea mai mare grijă. De la medici înveți și ei sunt și cei care se protejează și cel mai bine. Așa că, nu întâmplător te-am întrebat lucrurile acestea, tocmai pentru că și cu tine, de câte ori când am vorbit, ai ridicat mereu acelea semnale de alarmă și ai pus mereu accent pe prevenție. Și de aceea, cumva, te-am întrebat unde ai greșit, pentru că ceva s-a întâmplat. Medicii sunt mai expuși, într-un fel sau altul, pentru că, ok, să zicem că avem igiena în sânge. Pe de altă parte, rolul nostru este de a ne afla și de a sprijini pe cei care au nevoie de medic. Iar în cazul acesta, cel mai la modă este pacientul infectat cu coronavirus. Deci de aceea s-ar putea ca activitatea mea din mediul clinic să fie cea care m-a expus infectării. E ceea ce e normal. E un risc pe care ți-l asumi în condiții în care știi cum stai. Și crezi în statistică. Aș vrea să-mi spui ce părere ai despre faptul că la un moment dat, probabil că în urmă cu o lună, nu știu exact de când datează, au apărut informații pe Facebook legate de un posibil tratament anti-COVID pe care e bine să-l avem fiecare în casă, astfel încât dacă apare nemilosul virus să ni-l administrăm și să nu fim nevoiți să mai ajungem la spital sau să trecem prin cine știe ce complicații. De la un antibiotic până la vitamine a intrat cumva, a fost pus în circulație acel document informativ care s-a propagat și toată lumea s-a preocupat să-și ia din farmacie să aibă în casă. Este acea recomandare elementul după care noi să ne ghidăm, e doar un sfat sau mergem totuși pe o altă cale și nu ne uităm în stânga și în dreapta pentru că nu ar avea neapărat un temei medicamentos cu adevărat? Ideea este că ce am văzut și eu în mediul online, recomandările, este absolut fatal ceea ce se întâmplă acolo. Faptul că inclusiv colegi de-ai mei, medici, recomandă azitromicina pentru că așa spun normele și că asta e protocolul. Protocolul nu spune să dai azitromicină la telefon și să trimiți rețetă pe WhatsApp. Nu spune așa ceva. Protocolul spune că vei administra antibiotic ca prevenție la suprainfectarea bacteriană a unei gripe virale. Nu virale, evident că este virală. Iar decizia de a recomanda azitromicină trebuie luată în urmând anumiți pași și uitându-te la anumiți parametri. Nu este, ia respirați-mi la telefon să-mi dau seama dacă aveți nevoie de azitromicină. Iar în acest moment, ce este cel mai groaznic ce se întâmplă la nivel mondial, este faptul că noi distrugem macrolidere, distrugem o clasă de antibiotice, distrugem azitromicina pentru că o expunem enorm de mult bacteriilor care nu ne-au deranjat încă, dar i-arătăm bacteriei cum arată azitromicina.
și bacteria va învăța cum să se ferească de azitromicină, da. Astfel încât rezistența la antibiotice, pe care o cunoaștem, în 20-30 de ani vom pierde mai mult de jumătate din antibioticele de care ne bucurăm acum, va fi mult mai accelerată această pierdere, această rezistență la antibiotice. COVID are și aspecte pozitive în sensul în care ne-a învățat să privim umanitatea în alt fel, a mai redus din emisiile de dioxid de carbon și din poluarea atmosferică. Pe de altă parte, ne face să pierdem bătălia împotriva bacteriilor. Deci dacă o câștigăm acum, putem spune că am plătit un preț, o vom câștiga împotriva coronavirusului, dar plătim un preț foarte, foarte, foarte mare. Deci nu. Iar în al doilea rând, faptul că se recomandă atâtea vitamine, vitaminele au eficiență în momentul în care organismul tău se află în cit de vitamine. Nu înseamnă că dacă ai nivelul normal pe care ți-l iei de vitamina C din toate fresh-urile pe care iar și aici au modă să le bei, nu înseamnă că mai multă vitamina C va îmbunătăți starea de imunitate. Nu înseamnă. Înseamnă că în momentul în care ai băgat în tine mai multe vitamine cât e cazul, cele care sunt liposolubile, le vei urina. Deci n-ai rezolvat nimic. Poți să iei un tub întreg de vitamina C și nici măcar nu te sinucizi, te duci la baie și îl urinezi. Dacă iei vitamine care sunt liposolubile, le vei depune în țesuturile tale și vei beneficia de toate efectele negative ale supradozării. Dacă nu ești în deficit de vreo vitamină, nu prea are rost să le iei. Deci azitromicina, vitaminele care se dau cu duiumul, nu fac mare lucru. Pe lângă faptul că cu cât iei mai multe substanțe chimice, de sinteză sau naturale, nu contează, tu pui pe cineva să lucreze din organismul tău. Iar acel cineva știm foarte bine că este ficatul. Și de ficat ai nevoie în fiecare zi și mai ales la sărbători. Deci nu-l supra-tura. A fost și perioada în care au apărut și naturiștii, cei care cumva promovau produsele naturale, spunând că mierea este un aliat al organismului deosebit care va lupta împotriva acestui virus. Asta este perioada în care mă așteptam ca naturiștii și antivacciniștii să dispară cu totul. Dar având în vedere că acum pare că ne redresăm, încep să reapară și ei la suprafață. Dacă întrebi un naturist ce conține mierea, din ce este alcătuită, cel mai probabil nu va ști să-ți răspundă. Dar vă spun eu, este 85% zahăr. Este fructoză, glucoză, dizaharid, este zahăr concentrat și conține în interiorul ei urme de vitamine. Deci ca să spui că te vitaminizezi folosind miere, este o exagerare ieșită din comun. Da, există produse apicole, lăptișor de matcă, sunt câteva produse apicole care chiar au valoare medicală, dar mierea, oricât de dragă mi-este mie personal, este pur și simplu doar, eu cred că este cel mai probabil singurul zahăr concentrat natural pe care îl găsim. Pentru că tot ce găsim în rest sunt zahăruri sintetice, produse de mâna omului. Mai avem cam două, maxim trei minute la dispoziție și în încheiere aș vrea să... Vreau să zic... Exact, aș vrea să încheiem cumva și cu un mesaj către cei care au urmărit dezbaterea noastră, cei care sunt pro-vaccinare, cei care sunt anti-vaccinare, cei care au trecut prin boală și cei care speră să nu treacă prin ea. În primul rând îi sfătuiesc să se informeze cât de mult pot. Iar cei care au educația medicală, științifică, cultura necesară, să insiste pe lângă ceilalți și să încerce să-i aducă la dreapta credință, cum se spune în religie. În acest sens pot accesa doctormit.ro, unde găsesc clasificarea vaccinilor mai în detaliu decât ceea ce am apucat noi să vorbim acum. Vor găsi planșe și explicații, vor afla de ce ne pierdem mirosul în COVID și tot felul de ce? Zim pe scurt și mie, de ce ni-l pierdem? Sunt nu neuronii olfactivi sunt cei afectați, ci celulele de suport. Este pentru că neuronii olfactivi nu prezintă receptorul de care se leagă SARS-CoV-2, dar îl prezintă celelalte. Și ăsta este avantajul și un mare beneficiu, că nu se infectează neuronii olfactivi, pentru că ne recuperăm repede mirosul și gustul. Pentru că nu e afectat neuronul. Deci pot să se informeze și să afle informații interesante ca acestea accesând doctormit.ro
și totodată împărtășim cu ceilalți ceea ce află în emisiuni de acest fel. Pentru că trebuie să punem umărul și să educăm pe cei care au lipsuri majore în ceea ce privește educația medicală. O ultimă întrebare. Te rog. Vei dona plasmă? Nu am un titlu suficient de anticorpi, pentru că am făcut o formă ușoară și există o corelație evidentă, de directă proporționalitate, să-i spunem așa, între forma bolii și titlul de anticorpi. Pe de altă parte, iarăși cel mai nou articol publicat pe Dr. Mit dezbate și aduce publicului în față informația cât durează imunitatea după COVID. Dacă n-ai anticorpi, mai ai imunitate sau nu mai ai, ține doar 3 luni de zile. Răspunsurile se găsesc pe platforma doctormit.ro și poate le vom dezbate într-o emisiune viitoare. Categoric. Poți fi sigur. Mulțumesc mult, Bogdan. Sănătate în continuare. Mulțumesc că ai fost de fiecare dată relaxat și ai răspuns tuturor întrebărilor. Data viitoare când ne vedem, tu știi că am nevoie de la tine de informații pe care nu le-ai mai divulgat nimănui, da? Ca așa să păstrăm așa cumva tradiția noastră. Mulțumesc mult, multă sănătate. Noi continuăm acum emisiunea când o să vorbim despre donarea de plasmă. Până în faza în care populația să fie testată, suntem în stadiul în care în spitale există sute de români ce necesită asistență de specialitate. Pentru tratamentul cu plasmă recoltată de la pacienții vindecați, sunt căutați donatori. Criteriile de selecție sunt riguroase. Nu orice pacient care a avut COVID poate dona. Pentru a-i ajuta pe alții. Și în primul rând că am reușit de a-mi realiza anticorpi. Trecând prin această boală, îmi doresc ca alții să ajut pe alții cu plasma care o voi dona. Cum a fost? Cum a trecut? Cum a fost COVID-ul? Fiind o persoană sănătoasă, am trecut relativ ușor. Dar ca simptome le-am avut pe toate. De la febră până la gust miros, durere de spate, usturime în capul pieptului și așa mai departe. V-ați îngrijorat atunci când au debutat simptomele? Nu, am fost optimist și pot spune că am trecut cu brio peste acest obstacol. Ce era când ați aflat rezultatul? Rezultatul l-am aflat în aprilie. Deci era la începutul pandemiei. Exact. V-ați îngrijorat deloc? Momentul de îngrijorare au fost, vă dați seama. Nu cred că există persoană care să aibă simptome de COVID și să nu fie îngrijorat. Oricât de puternic, psihic, fizic ar fi. Ați ospitalizat? 14 zile. Și cum a fost perioada asta de ospitalizare? Destul de grea. Ce pot să spun altceva decât că statul închis acolo te omoară mult mai mult. 14 zile să n-ai voie să ieși într-o cameră, dați seama că nu e atât de ușor. Ați trecut cu bine și acum veniți să-i ajutați pe cei care la rândul lor au nevoie de ajutor. Exact. E prima oară când donați? Este prima oară. A fost așa o decizie pur personală sau văzând în presă sau vorbind poate cu prieteni care au nevoie? În primul rând a fost o decizie pur personală, iar în al doilea rând vedem că din ce în ce mai multă lume are nevoie de așa ceva,
fiind internată la terapie intensivă. Meseria pe care o aveți vă îndeamnă cumva așa moral să fiți un sprijin? Odată ce lucrăm la arma pompier, vă dați seama că asta este una dintre, cred că, calitățile fiecărui coleg de-al meu. Colegii în situații similare cu dumneavoastră ați avut? Au fost colegi în situații similare, dar nu toată lumea dezvoltă anticorpi pentru plasmă. Nu orice persoană care l-a avut, poate și de dona plasmă. Ce grupă de sânge aveți dumneavoastră? 0-1. Îmi doresc să încurajez și pe alții să vină, deoarece este nevoie. Procesul cât durează? Pentru câte minute veți sta aici? Maxim 40 de minute. Ți-ai dus un discomfort în această perioadă? Nu. Este ca la o donare normală. Numai că timpul este relativ puțin mai mult față de o donare normală. La donările de sânge veneați? Erați un donator al centrului? Veneam, nu, regulat, undeva la 2-3 ori maxim pe an. Erați donator așa? Eram donator, da. Și făcea acest lucru tot din convingere? Tot din a-i ajuta pe alții. Inițiativa de a-i ajuta pe alții. Cum merge procesul acesta de recoltare de plasmă de la ultima noastră întâlnire și până acum? Cum au evoluat lucrurile? În sens pozitiv, după cum știți, în instituția noastră, persoanele care au trecut prin istoric de infecție cu SARS-CoV-2 și sunt eligibile pentru donare, pot dona fie ca sânge total, fie direct plasmă prin procedura de plasmafereză, în funcție de rezultatele evaluării. Până în prezent, la nivelul zilei de 26 noiembrie, au fost efectuate 101 donări de la astfel de persoane, iar în baza de date avem înregistrate peste 450 de persoane cu care practic s-a discutat, fie i-am contactat noi, fie mulți în ultima perioadă ne-au contactat direct. Dintre acestea, cam 180 de persoane au intrat în evaluare efectiv. Ne bucurăm și mulțumim și cu această ocazie tuturor celor care au acceptat ideea de a deveni donator de sânge sau plasmă în urma trecerii prin acest episod nedorit. Avem până în prezent, iată, 4 familii, soț și soție, care ne-au contactat și au și donat între timp, așa cum avem peste 15 donatori de acum care au donat de mai multe ori. Așteptăm în zilele următoare 2 dintre aceste persoane pentru a dona a 5-a, respectiv a 6-a oară. Cate, nu toate persoanele care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 și eligibile ca donatori, nu pentru, în cazul tuturor acestor persoane, s-a obținut în urma testării un titlu de anticorpi care să permită utilizarea plasmei. Procentul este undeva pentru județul Constanța la 25-30%. De aceea nu vă pot, v-am dat numărul efectiv de donări efectuate. Numărul de unități de plasmă este mai mare, întrucât prin plasmafereză obținem 3 pungi pe donare, dar, din păcate, un număr mai mare decât ne-am fi dorit dintre aceste unități nu pot fi folosite ca tratament experimental, întrucât titlul anticorpilor a fost scăzut. Ce se întâmplă cu pacienții în acest moment? Nevoia de plasmă este mai mare decât stocurile, să zicem așa, pe care le aveți? Asta categoric la nivelul întregii țări. Practic, la nivel național, fiind vorba despre un sistem de transfuzie organizat cu coordonare națională, disponibilul de plasmă cu titru mare se raportează zilnic și centrele de transfuzii, în urma solicitărilor, pot apela la unitățile existente în alte centre de transfuzii dacă la nivelul județului nu există. Desigur, și noi am și adus de la alte centre de transfuzii și am și transmis către alte județe. Pentru a vă răspunde și la cealaltă întrebare, da, în ultimele 2 săptămâni a crescut numărul de unități de plasmă solicitate de către cele 2 spitale, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, respectiv Spitalul Municipal Megidia. Și ați avut ce să le dați? Până în prezent, da, am răspuns absolut tuturor solicitărilor. Sperăm să reușim să acoperim nevoile și în continuare. Un mesaj pentru cei care au venit până acum să doneze? Nu putem decât să le mulțumim.
tuturor celor care și-au exprimat dorința de a dona. Dacă în final au putut să o facă sau nu, asta a depins doar de evaluarea medicală. Îi rugăm ca în continuare să sprijine, fie donând sânge sau plasmă, sau fie recomandând altora, să sprijine donarea de sânge, pentru că așa, de fapt, oferă un ajutor anonim tuturor pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Aici se încheie ediția de astăzi. Mulțumindu-vă că ați urmărit Rețeta Sănătății, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră!